Băi, eu! Dă-i Alin! Bă, nu-l luat de sunflane? Cum, băieți? Astăzi o ieșire de hard. Avem și câțiva prieteni care au venit cu noi din Odorhei. E un băiat și o fată ce au fost și la concurs și veni să facem un antrenament. Apropo, le-a plăcut tare și la concurs, zic că vin și anul ăsta. Chiar dacă fata a suferit o mică accidentare, sau nu, nu chiar așa de mică, că și-a rupt clavicula, dar e ok, eu zic că vine și la anul ăsta. No, cum e? Bun? Dar mai știe bine cu motorul. Bă, că-i place. Îi place, bă. Auzi, e prea umflat cauciucul și nu-i prinde. Are cameră? Ai cameră sau ce ai în cauciucul pe spate? Dar ce ai, tu blis? Cameră. Numai ți-i prea umflat, un pic am prea umflat și patinează mult. Hă, ce-i dă, bă? Ce prinde, bă? Așa bine prinde, bă. Ai auzit? Ușor acolo, ușor. E prea umflat. Cauciucul. E, nu, nu, tu blis. Știu, dar e camera, așa e? Numai că e prea umflat și nu prinde deloc. Da. Ia la cât e de ușoară, s-ar putea desfumfla un pic. Asta de 200. Ce? De 200? De 200, motorul. 300. 300. Da. Ți-e prea umflat cauciucul, nu prinde deloc. Un pic, un pic mai moale putem să-l lăsăm. Că tu nu ești... Tu nu ești grea, ești ușoară, crinturea e foarte bună, pe doar e nou, dar e prea umflat. Pur și simplu un vârte în gol, nu face nimic. Poți să-l ții un pic drept? Un pic, așa, să vedem cât. Stai numai un pic, stai că poate mai trebuie. Încă e tare. Încă e tare. Nu e prea tare, va, că e ca camera. Ha? A, că e tot de cea.
Stai să vedem un pic. Ideea e să se muleze. Da, dai camere. Ia mă, dar e ușoară. Păi bine, dar vrei să învârte ca păi, o are de ăsta, mă. Papion? Papion, da. Aici e un pic mai greu. Aici, da. Dar după aia merge. Lasă-le. Acolo trebuie să întorci să vii roata. Andreea, îți trebuie un patru timp, uite ce merg asta. Unde nu crezi că poți, lasă mai bine că te ajutăm. Îți ține roata sau asta și te ajutăm. Să nu cazi. Ce faci, Aline? Îți treci urma, mă, pe când vin eu. Hai, cu cauciucul ăla nou. Auzi, prinde-l de curs și trage-l înapoi, că altfel n-ai șanse. Îți fuge tot mai mult. Da? Da, da. Dar cum mi s-o rup? Ce ți-o rup, carena? Carena nu mai pot să-l trag sus. Hai, bată-l nimeni. Așa. Hai, încă un pic. Când îți fuge sub ăsta, nu te chinui să... Da? Că mai rău faci, da. A, uite, așa am pătrușat. Mai bine redresează, da. Și tot timpul ține piciorul pe sterița asta să apeși pe roată, știi? Dacă nu-ți fuge una, două. Și încearcă chiar dacă tu stai un pic înclinat, motorul ține-l mai drept un pic. Știi? Să nu stea în cant pe... Bun! Opa! Mai bine nu! No, și de aici un pic trebuie ca la mine, știi? Ah. Ținută fața un pic. Hai să vedem. Numai să-l ții jos, atât, atât. Că nu știu ambreiajul, bag piciorul chiar sus. Nu, cu asta e mai ușor să pleci ca a mea din pantă. Da? Dar nu știu eu ambreiajul, unde-i prinde, știi? Că părea câteodată las prea mult de dea să moară. Aha. Și câteodată prea puțin. Hai, nu mă ușor, bine? Mai are ușor.
ne ajutăm. Mai stai, odihnește, dacă vrei poți să dai până acolo nici de acolo să pleci. Să nu pleci din rampă. Hai că-i dau un cheam pe când mai sus. Nu. Nu, e pârâu, un pârâu. Dar e lejeră. E mai lejer. Ha? O să avem o coborâre. O să avem o coborâre. Cam asta e cea mai grea, să zic. O să avem o coborâre și după aia pârâu. Dar după aia mai lejer, o să poți merge. Uite, măcar așa Tama se dă cu două motoare până sus. Hai. Ui. Și-o pleca, mă. Ia-ți un pic de demaraj acolo. Vezi, aia e toată șmecherii. Mamă, ce ușor ce vezi. Așa-i? Aproape ca mine ai făcut. Aproape. Arde enduro. Arde endureală, mă. Ei, te-a unde-i? S-a dus când o văd că e de tragi de împins. Cine e primul, ăla se relaxează. Strâmbiți ție să te dai pe pen la urmeniș. Totdeauna când tragi ține și ghidonul, că altfel ți se duce și scade motorul. Dă-i-o ăsta cu stânga, că n-ai ce faci. Sau lasă-l mai jos și-l tragi după aia. Cu... Hai, mă! Hai, mânca pulaș. Am mâncat pula încă. Lasă lățuri mai jos dacă nu și trage la acolo. Nu e așa pantă. Dar când îi dai aici, uite cum e acolo piatra. Lasă-l să meargă dintr-o an, nu mai trage ambreajul. Că atunci îl oprești și după aia când dă să prinde iară, patinează pe piatră. Și gata. Ok? Ha? Okay? Ok? Eu dau sfaturi, dar nici eu nu știu exact cum trebuie făcut, știi? Practica, practica e grea. Hai cu un pic mai aline. Serios vorbesc. Nu te da bătunii, să vei de vârf acolo și tu. Dar nu vrei să mergi nici cât e înapoi până jos. Ți-am zis să ții față, vezi? E cam nașpa. Hai, e tati. Hai, mai încă un zvâc. Hai, încă unul. Încă unul, că nu-i bine acolo. Fața trebuie să-ți fie pe trasă. Mai poți? Aia e, tat. Aia e, mă. Auzi, ăsta e iarăși jos, o mai vin totul. Aia. Ați obosit? Lume bună, lume bună. Uite că suntem la Hard Enduro. Aici pe Țichiu. Foarte bine cunoscut de noi, pe care ne tot antrenăm. Avem și niște prieteni de la Odorhei care au venit să se antreneze cu noi. Noi și o fată, Andreea, care, zic eu, foarte curajoasă că a venit să se dea la Hard Enduro. E dificil pentru ea, dar treaptă cu treaptă sau serpentină cu serpentină, tot urcă. Tot respectul pentru ea că încearcă și se străduiește să își depășească condiția, să spun așa. Sunt băieți care nu vin la Hard Enduro pentru că e greu pentru ei sau așa. Și uite, ea, fată, și vine și se dă, că îi place. Acum suntem pe ultima secțiune. Mai avem de urcat o porțiune un pic mai cu pietre, bolovani.
secțiunea asta tot timpul a fost dificilă pentru mine. Să spun așa, încercam să fac chichi inclusiv acolo sus, dar să vedem astăzi cum o să meargă. Azi gripul e foarte bun. Îmi place cum prinde. Motorul merge bine. Deci să vedem ce reușim. Ne poziționăm un pic să nu plecăm chiar din rampă. Prins o rădăcină. Bă, ce bine am impunit. Hai că de aici îi dau. Chiar nu mi-am să trece de piatra asta. Da, da. Să ține față. Nu, nu că vreau să-i dau tare. Trebuie cu balans. Ce bine am urcat. Adică bine față de altă dată. Bravo, net. Bravo, l-ai pus. Ce bine l-a pus. Eu căzut. Ceacarau. Victorie! Mamă! Fain, fain, fain. Deci e un grip acum, că e solo așa. E așa, uite. Nici nu-i noroi, nici nu se ține, nici nu se sfarmă, să zic. E perfect. Merg acum cu super softul, cu mediumul, pe aici n-ai treabă. Mitas, Michelin, nu contează. Încă pe ultima porțiune aici, posibil să te ajute ceva mai mult super softul. Uite câte rădăcini sunt și piatră. Uite, aici am patinat eu un pic. Deci rădăcini, piatră, pune-l. Vine Balin, motorul lui Andrei. Bine, bă! Te-ai dat cu două motoare! Mere bine, omul! Foarte bine! Auzi! Hai că odihnim două minute să urce și motorul ăla și după aia merem facem coborârea. Ca să fie odihnită pe când coborâm, să nu cazi la vale sau ceva.
Aline, asta a fost prima tură când am reușit să-i dau de acolo până sus, pe linia asta. În rest tot pe țichii m-am dus. Eu acolo tot timpul luam în stânga și mai făceam un țichii. Tura asta a mers. Bă, tu ai tublis pe spate. Hai să mai punem, să mai fie ceva dificil la netea. Punem piesa. O, chiar. Bine, bă! Azi, venea iar Crăciunul până urcat în urmă. Hai că e bine, bă! Uite că v-a făcut și pe acolo trasă, pe lângă pom. Adică au făcut și pe acolo, pe lângă pom care v-a tras. Aici e cel mai nașpa că e stânca asta. Pe acolo n-ai primul să iei numai pe aici. Numai în partea asta. Da, o bere. Ce bine prinde acum, mă. Bă, Aline, tu n-ai tublis. Tu ce ai pe el? Păi și de ce nu-l mai desumfli? S-umfla, frate. Cauciucul, zic. E desumflat de tot. Du-te, mă, că e umflat din numă. Ai și ceva mus în el sau ceva? Ce? Ai ceva mus în el? Nu. Păi mie mi se pare umflat, mă. Uită-te la lunete acum, ui. Așa ți-ai pus motorul că era căzut. Eu? E. A mai căzut. E tare cauciucul, mă? E medium sau super soft? E medium. A. Dar nu-i tare, mă, și nu zic că tare. Mi se părea umflat, mă. Și când patina, grip, are bine. Mi se părea că patinează. Dacă aveți nevoie pentru... Pompă, aer. Nu, nu trebuie, că e bine așa. Că mai trebuie să mai scoate. Să prindă. Noi încă vreau să mai scoatem, mă. Ai să coborâi pe lângă, că am căzut. Păi mere mai încolo, mă, mai în față. Mere, nu la prima, da. Și aia putem coborâ pe el. Aici este și o coborâre mai grea. Dar o zi ne-te-a fost și o căzut mai înainte. Și merem pe aia altă, un pic mai sus, un pic mai ușor. Un pic, un pic. Așa. Atât e mai ușor. Cu atât. Și la vale, numai încet să nu cazi. Dacă crezi că nu poți pe el, te duci pe lângă. În viteză și cu frâna. Încerc. Da. E cam aici, cam cum e aici, tata. Eu nu mă vezi. Miau. Ha. Ui, mereu am încă săudat de muțile deasupra și așa lunecă. Și lunecă, da. Numai ușor, Ali. Hai. Mamă, ce lejeră e asta, dar mai cobor eu pe dincolo. Păi și pe dincolo ar merea, mă, că prinde, numai că s-au dat un pic frunzele să nu cadă, știi? Stai ușor. Așa. Nu mă încerc.
Da, dar nu așa ușor. Țineți fața aici și spatele chiar dacă lune un pic. Tu ține motorul înclinat încoace, să nu scadă la vale. Așa. Lasă-te încoace. Tu lasă-te încoace ușor. Să nu te duci la vale, știi? Hai că așa te înveți când... No, și acum virează-ți fața ușor la vale ca să ți se ducă și aia. Să nu ți se ducă spatele înainte. Ușor numai, ușor, Andrei. Bun, bun, hai, tocă-te un pic. Oba. Hai că numai acolo e mai greu, după aia poți să mergi drept la vale. Ușor, așa. Bun, și acum pune-te și cu celălalt picior și du-te drept la vale. Bun, bravo, bravo, bravo. Opa. Hai că e bine. Hai că bine, bravo. Ce face? Oprește tractorul. Hai, fă urma. Ai văzut aproape ca mine, dar mie mi-a fugit aici. Atâta tot, că mie mi-a fugit aici. Dar aproape ca mine a făcut. N-a rodaj. N-a rodajul. Hai bă, că mă duc și eu de acolo de sus, că de acolo urc. Vrei să dai la cuplu? He? La cuplu nu merg, e prea multă mizerie. Da, da. Vrei, vrei, vrei. Aha. Și vedem un pic urcare azi. Da. Hai bă, mai lasă-și pe alții să dea, numai tu ești pe urcare.
Ete de acolo, cum o vraia ta. O vedem bambi. Am pus o de asta, dar nu te-am putut eticheta, cred că nu te am pe Instagram. Ce fai mare, mă! Mare, bine! Da, de aici se descurcă mai, are, mă, motorul mai bine față asta. Bac, pula! E mare motorul ăsta, mă! Bă, eu nu m-am dat până acum pe alt 300. Acum era în lot, a luat lin. Dar aveu dreptate. Mie nu o să duce, parcă că e mai agresiv ăsta. Păi eu ți-am zis că e. Mie într-un fel, eu cum mai mole așa cred cu ăsta, mie ăla nu mi se potrivește, că e prea brutal, știi? Aia ți-am zis că nu puteam, știi, și atunci la pensilea, că nu puteam urca cu el. Că tocmai de-aia era prea brutal. Și unde-mi convenea mie să-i las turația, el murea, știi? Ori murea, ori pleca. Ori așa, ori ori pleca. Da. Dar ăla e faină. Ăla da, ăla da. Păi acolo de pe ce pant m-am pornit cu el, nu am avut nici pe dracu. Fiarbe, Aline. Nu fiarbe, bă, stai, insist. S-o da supra plinul, numai afară. Da. E de pe tobă, apa de pe tobă. Supra plinul. Nu, e apa de pe tobă, mă, ce ți-aruncă roata pe rezonator. Nu, da? Mă, cură din rezervă. Așa de aici, Aline, aparcă. Nii, mă, ți-o șer, mă? Nu, dar normal trebuia să intre ventilatorul ăla. Poate ți-a ieșit vreo mucă. Da, bă. E ciudat, mă. E cură mult, cum ar veni. Ți-o fier, ce dracu? Bă, probabil. Bă, n-ai prins o creangă la radiator? Nu. Da, bă, pe unde-s cură? Pe la furtunaș? Sau pe la bușon? Furtunaș. Ha? Uită-te un pic. E antigel? Sau pune benzină? Pe limbă, vezi, dulce? Bă, aia e benzină. Sau nu? E dulce? Da, mă. A, atunci e antigel. Dar pe unde scurge, mă? Ce-i, mă? L-ai trântit amul jos, mă. Bă, când s-o căst acolo, uită-te un pic. Ha? Prea mult curge. Când s-o căzut acolo jos, n-ai dat pe o creangă sau ceva? Sub carenă, uită-te netea. Netea. Sub carenă, în spate, bă. De jos în sus. Mă, n-am cheia și eu. Auzi, bă. Radiatorul ispa. De la radiator, așa e? S-o spart? S-o spart, bă? Bă, aici sunt, la radiator. Aici, da. Nu e tare, mic, cum l-ai trântit amul, să nu-ți fi căzut, să-ți fi crepat vreo celulă. La o celulă de asta. Ha? E scăzută sub celule apa. Da. Da. De-aia zic că prea mult o curs. Pe supraplin când dă un pic numai și gata. Nu e normal că se curgă jos. O curs până s-o duc aici. Până ajung la nivelul ăla. Ce ți va mai să mai dau așa? Nu. Nu? Nu. Risc să-l fuți. Nu, că risc să-l sâcâi.
seama că pentru mine cam atât a fost. Pe aici nu am pe unde să mă întorc așa. Nu, la vale pe Părău. Până jos. Fac dreapta. Până jos și nu, păi nu, nu dreapta. Nu. De fapt ușor în dreapta și ajung la mașină. Ușor în dreapta pe lângă, dar nu, nu trebuie să merg pe drum. Nu mă, Părău, mă. Ești pe Părău, da? Faci un pic graba pe drumul ăla care se vede, nu că pe Părău, fac pe chiar drum. Chiar pe drum. Da. La care chiar în, la marginea pădurii. Deasupra, aia sus. Da. Noi suntem acum, mașinile sunt un pic încolo. Da, da. Dar puțin. Ideea e că să când merg la Valea Mu, să încerci cât mai puțin să-l pornești. Sau numai câte un pic oprește-l, un pic oprește-l, știi? Ca să-i dai drumul să meargă el din inerție. Să nu, să nu-l ții pornit. Că el o să-ți facă presiune și îți mai curge încă, știi? Ăsta cum? Ăsta se studiază cu aluminiu, nu? Da, da, normal da. Sunt aia în panou acolo care repară radiatoare. Ar trebui să ți-l poată face celula aia. Ori îți castrează celula aia, ori ți-o studiază, știi? Sigur ți-o atins amu ceva de... Păi sigur, acum cred că l-am scăpat. Acum, acum, da. Da. Da, faină ieșire. Tot așa am noroc cu mine mai bune. Da. Cobor pe aici și... Păi nu mai are ce face că i s-o spar radiatorul. Noi mergem, mai departe. Da. Uite cum faci. Hai că e ok, de aici numai te joci. Nu bine băieți. Nu, Alin, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Salut. Te-ai dat un pic. Da, mie m-a interesat aia, partea aia, țic eu, ăla m-a interesat cel mai mult. Și un pic aici, la Părău. Da, păi un pic ai și venit aici. La Părău un pic ai și venit. Da. Încel câinii. Bă, mai trageți-l de picioarele alea, fă ceva să lungească, să atingi cum trebuie jos. Și gândește că am și lăsat jos motorul, din suspensie, ca să ajung câte cât. Așa rău îmi pare că nu o țără mai înalt. Am ce să fac? Trebuie să te descurci cum poți. Exact ăla. Știi cum e, o țăr de era, o țăr de era mai lungă. Vezi? Nu, no, dar eu zic că n-are rost să risc să vii așa cu el spart. Părerea mea. Cum a... urcat, nu mi-e așa urât pe rău. Știi cum vrei, faci cum vrei că e pe banii tăi, dar eu zic că nu are rost să... Da, nu, nici n-are rost. Distracție plăcută. Mersi. Mulțumim. Pe altă dată. Dacă e ceva, sună-ne, bine? Dar tine n-ai cum să ratezi. Nu, nu, dar dacă nu, nu mai poate să meargă undeva sau știu eu, să ne suni. No. Să ne suni și venim înapoi. Pa, pa. Pa. Pa.